Se întâmplă în România, s-a numit spectacolul de teatru scurt organizat de Centrul Cultural Pitești și de Fundația Literară Liviu Rebreanu. Manifestarea a fost susținută de trupa de teatru Roberto, coordonată de artistul Robert Chelmuș. Preț de două ceasuri, tinerii actori au delectat cu prestația lor publicul iubitor de teatru contemporan. Numele meu este Vișel Marian. Am 21 de ani. Sunt soldat în misiune de menținere a păcii ONU, într-un batalion de intervenție rapidă în războiul din Afganistan. Am avut o viață frumoasă, până când destinul mi-a rezervat cel mai cumplit eșopul din care m-am trezit fără drept de replică. Războiul nu este însă un capriciu al naturii, ci un carnagiu produs de către om împotriva omului. În luptă, răul nu doarme, dar poate că oamenii nu văd. Sunt slabi. De fapt, nu stabilesc. Ei sunt doar niște marionete care se pregătesc intens pentru război și luptă în timp ce alții dirigează și își asumă gloria, însă nu și eșecul. A trecut mult timp de când nu mai am nicio speranță. Bine, poate că nici cel mai înțelept dintre înțelepți nu mă poate ajuta. De ce războiul mi-a ucis spiritul? De ce trebuie să luptăm unii împotriva celorlalți? Doar pentru că nu suntem prea demni unii față de alții? Nu știu. Nu știu dacă merită plata pentru fiecare rău ucis în război. Aș vrea să vă spun o lecție despre război și loialitate. Sperăm că prezența noastră nu va trece neobservată și va tulbura drumul istoriei care se scrie încă. Poate că sunt prea copil. Și un copil nu are simțul măsurii. Pentru că ăsta este adevărul. Toți eram niște copii. Și tot peisajul nostru era compus din sânge, tinere cadavre care începeau să se descompună, muniție de război, haos și teroare. Se bombarda totul, inclusiv spitalele de răniți, azilele de bătrâni, școlile și bisericile, transformând totul într-o baie de sânge și moloz. Dispăreau femei, copii, tineri, bătrâni. Doar moartea nu. A fost un iad, un adevărat iad. Vlad era camaradul meu și omul alături de care am trăit foarte mulți ani. Un tip cu o carismă ieșită din comun, cu un zâmbet de invidiat, după care toate fetele tângeau. El era și prietenul meu. Era genul de frate mai mare, care avea grijă să nu-mi lipsească nimic. Bună dispoziție a pretecilor o asigura într-un mod foarte firesc și se descurca de minune în orice situație. El are și vina pentru care eu am devenit astăzi soldat. Într-o zi, am crezut că totul se sfârșise. Era o liniște mormântală anormală. Simțeam că este capătul terorii. De fapt, nu era decât liniștea dinaintea furtunii. O mine antipersoană, pe care Vlad a atins-o din greșeală, a transformat totul în agonie. Nu am putut să-l ajut. Nu am putut face nimic. M-am tot gândit la soția și copilul lui. Ce să le spun? Ce aș fi putut să le spun? Am fost la un pas de nebunie. Acele momente mă bântuie neîncetat, zi de zi, ceas de ceas. După gloria războiului, mă întreb, cu ce preț pot fi echivalați toți morții aceștia? Oare chiar nu-i posibil ca guvernele acestor țări să organizeze olimpiade, campionate, la toate probele sportive posibile? Și abia după rezultatul final să se declare învingătorul? Oare chiar nu este posibil? Adina, ce ai? De ce e supărată? N-am nimic. Haide, spune-mi, ce ai? Mihai, știi pe Vasile? Care Vasile? Ăla roșcat cu ochii bulbucați, de aia are o soră care este campioană la not? Da, măi, știi ce mi-a făcut aseară? Nu! Ce ți-a făcut? Păi i-a făcut fupescări, după ce mi-a luat și banii din buzunar. Erau banii pentru fondul școlii și nu am de unde să-i pune înapoi. Ce să mă fac? Să vezi ce-i fac când îl prind. Nu trebuie să-i faci nimic, ți-am spus așa. Să vezi ce fel de oameni avem în preajmă. Ce puțin știi tu despre oameni. Dar uneori, pentru unii, scopul scuză mijloacele. Da, este adevărat. Dar parcă nu merită să te facă dintr-un om admirabil o persoană de doi bani. Sigur,
Însă nu toți oamenii care merg pe stradă sunt oameni cu adevărat. Cei asemeni lor sunt doar niște creaturi lipsite de scrupule și puse pe fapte rele. Nu doresc rău nimănui, dar mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi va primi ce merită. Da, așa este. Dar nu-și face rău doar lui, ci și părinților și celor dragi. Ai face foarte bine ca în viitorul apropiat să locolești cât de mult poți, dacă nu vrei să o pățești mai zdravă. Da, crezi că ar trebui să le spun părinților pățania mea cu Vasile? Mai încape vorbă, astfel îl vei încuraja și nu te va ocoli cu prima ocazie. Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Bine, voi merge chiar acum să le spun părinților pățania mea. Fiecare dintre noi trebuie să suportăm consecința faptelor noastre. Cu astfel de gesturi nu este de glumit și nu trebuie să acoperite. Persoanele care fac viața la altora un chin, este bine de știut ce le poate pielea pentru a-i proteja și pe ceilalți de posibile agresiuni cu aceștia. Nimeni nu-i fericit pe lume, dar trebuie să avem speranțe și să luptăm pentru o viață mai bună. Viața însăși este ca un joc de bumerang. Consecința gândurilor, cuvintelor și faptelor noastre se întorc la noi cu o viteză și cu o acuratețe năucitoare. Vedem. Alo, da? Alo, bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Aș dori și o schimbare de look. Am înțeles. Păi doriți ceva anume sau o renovare completă? Păi știți, aș dori tot. Aha, am înțeles. Nu este nicio problemă, suntem profesioniști. Se rezolvă. Da. Aș vrea să încep cu partea de sus, comita. Pe cred că o să alegem roșu. Știți, avem o osea foarte rezistentă la ploaie, zăpadă, găinați de porumbel. E ok. Ce subțul. Auziți? Mansarda cât de veche e? Păi, să aibă vreo 20 de ani, cam așa. Păi, e ceva, domnișoară. Mă tem că va trebui să înlocuim tot. Aolo! Păi, și nu doare, că am auzit că e foarte dureros. Păi, domnișoară, pe toți ne doare când trebuie să renunțăm la ceva drag. Dar să știți că rezultatul contează. Ia spuneți, la balcoane ce doriți? Păi să fie ceva mai mari și mai ridicate, da. Aha. Vă doriți lemn, aliaje ușoare, ciment, fier forjat? Lemn? Dar nu era ceva mai ușor? Nu știu, ceva mai ușor. Păi dacă vreți dumneavoastră, vă dăm și ceva mai ușor, da? Da. Ce să mai am? Auziți, dar am și o întrebare. Ce culoare aveți acum? Unde? Păi unde? Predominant, unde? Păi, culoarea pielii, ce culoare? Modă veche, deci. Anul acesta optăm pentru o nuanță mai închisă. Aolo, nu. Vine acum iarna și o să arate urât în... Nu vreau să par ridicolă. Stați, domnișoară, liniștită. Nici nu știți ce frumos vine în contrast cu zăpada. Bine, dacă spuneți dumneavoastră... Aha, și la subsol ați mai umblat sau...? Păi știți, de asta vreau să fac schimbarea asta. Nu este nimic. Ne ocupăm noi, domnișoară. Suntem profesioniști. Deschidem, aerisim, lăsăm lumina să intre. O să verificăm două mesaje sau o să aveți mucegai. Ba chiar, aducem și o echipă să deratizeze. Și apoi vopsim totul în culori vii. Doamne, dar unde vă credeți? Cum puteți să spuneți așa ceva? Doamne, ferește! Stai, domnișoară, liniștită. Niciodată nu știți ce găsiți, nu? În plus, asta este dacă vreți ceva frumos. Bine, mă scuzați. Nu prea mă pricep eu la chestii astea. Dumneavoastră sunteți expertul. Ok, atunci rămâne să-mi dați dumneavoastră adresa și o să vină cu eu pe teren. Păi cât sunteți? Păi, în jur de 10. Dar o să venim cu două dube, că aveți cule mari. Ia spuneți, în spate aveți loc să le băgăm pe toate? Auzi, frate dracu, de nesimțit, ce te crezi pe Facebook? Doamne! Și mai e și doctor. Doamne ferește, dau demisia, frate.